Bun găsit, stimați telespectatori! Iată, alături de noi în această emisiune este domnul Ion Gâdea, este consilier la Camera Agricolă Gorj. Vă spun, bine ați venit în emisiunea noastră. Am rămas un pic în sfera aceasta a agriculturii, pentru că și aseară am avut o temă interesantă și foarte mulți dintre dumneavoastră ați trimis mesaje cu întrebări care vă preocupă și, bineînțeles, că și în această emisiune le așteptăm. Vom vorbi de această dată, așa cum este și titlul emisiunii, despre proiecte. Este așa, pe final de an, dar dumneavoastră ați venit și cu noutăți pentru cei care sunt interesați. Există o preocupare și suntem asaltați mereu, zilnic, cu întrebări în legătură cu Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR-ul, pentru 2014-2020. Mă simt dator cu o explicație și o să încep cu asta, pentru că, în general, agricultorii și-au pierdut răbdarea, așteaptă, toată lumea așteaptă când, dacă, ce va fi. Lucrurile nu stau chiar așa de rău cum s-ar părea. Trebuie să amintesc tuturor că și în urmă cu 5 ani, pe programul 2007-2013, s-a început cu o sesiune în ianuarie-februarie, deci anul următor, destul de greu, pentru că aceste programe sau acest program este avizat de Uniunea Europeană. România abia a reușit să trimită documentele pentru la 1 iulie la Uniunea Europeană. Acestea sunt analizate și se dă liber nu numai pentru țara noastră, pentru toate celelalte din Uniune, se dă liber și toate programele pleacă odată, nu neapărat pentru România. Dar eu zic că cu un pic de răbdare totul se rezolvă, nu va dura mult, pentru că în acest moment se lucrează la ghidul fiecarei măsuri și la procedurile care trebuie pregătite atunci când se primește aprobarea, când se dă undă verde, să fie totul pregătit și să plece programele. Cred că deja luna ianuarie, februarie, cel târziu va fi se va da plecarea la aceste programe. Care sunt nemulțumirile oamenilor vis-a-vis de această întârziere? Că n-aș zice neapărat nemulțumiri, pentru că, până la urmă, aceste programe trebuie îndeplinite în condiții destul de stricte, care sunt urmărite foarte atent de către Uniunea Europeană și nu putem să... și nu este chiar așa de simplu. Însă, până la urmă, trebuie să recunoaștem că există, principal la noi, sau eu apreciez, poate că sunt prea subiectiv, există să-i spun așa, o isterie a birocrației, a excesului de documente, și asta nu pleacă de undeva de sus, totul este la nivel de funcționari, de oameni care se ocupă de aceste programe și care întotdeauna de teama de a nu greși, probabil numai de teama de a nu greși, ca să nu spun eu din, eu știu, excesul de zel care ne caracterizează în general, vor mult, 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 cât mai multă birocrație și asta îngreunează totul. Tocmai de aceea, Programul Național pentru PNDR-ul 2014-2020 și-a prevăzut ca un punct esențial din program este reducerea acestei birocrații, a timpului de așteptare și de rezolvare a acestor programe și, ca o măsură expresă, toate programele care vor fi, toate măsurile care vor fi, sunt 14 măsuri, s-au simplificat, programul a fost simplificat de la 23 de măsuri care au fost în etapa trecută, în aceste, pe 2014-2020, vor fi 14 măsuri și se va lucra online și în sistem deschis, adică va fi sesiune deschisă, ceea ce va ușura mult timpul de așteptare și de rezolvare al cererilor de finanțare. Ați spus de acest mediu online, oare au acces toate satele din România, din Gorj? Pentru că, se știe, tehnica n-a ajuns chiar peste tot, n-a ajuns ea lumina, dar minte internetul. Da, trebuie să recunoaștem că nu suntem chiar atât, nu stăm atât de bine cu tehnica, însă
la fiecare comună, cât ar fi ea de mică, există internet și există un minim de dotare care poate să aibă, se poate avea acest acces. Dar, în general, eu recunosc că tineretul a reușit să pătrundă și să stăpânească această tehnică și nu este chiar atât de greu încât să... Și apoi rostul nostru, al consultanților, al celor care suntem în județ, tocmai asta este rostul, să înlesnim, să facem legătura, de fapt, între aceste programe și beneficiarul direct, fermierul. Este adevărat că prin această măsură automat se adresează tinerilor care sunt și beneficiari de proiect, că și aici vârsta este limitată și pe de altă parte se ia omului un drum din picioare, pentru că nu mai este nevoie să vină de 1000 de ori la oraș ca să aducă un act, să ia știu eu ce tipizat pentru o altă cerere. Da. Există proiecte, programe tip care sunt deja afișate pe site-ul Ministerului Agriculturii și al APDRP-ului, fostul APDRP, pentru că acum se numește AFIR. Aceste programe se accesează și se completează de către beneficiar. Sigur, poate că nu sunt ei chiar așa de bine pregătiți încât să facă totul de la început, dar cu sprijinul consultanților există și destule firme care au acces la și sunt preocupate de programele pe agricultură, vor fi, pentru că preocupare există. Există multă preocupare. Acum, dacă tot am discutat despre tinerii fermieri, este programul care a fost cel mai solicitat. Pentru că există o sumă destul de mare care îi ajută în dezvoltarea programului pe care și-l doresc tinerii fermieri. Dar noul program pentru 2014-2020 pentru tinerii fermieri, instalarea tinerilor fermieri, are câteva noutăți. Și s-a mers pe ideea că trebuie sprijinit și așa ar fi trebuit și așa este, va fi, să fie sprijiniți cei care fac agricultură reală, i-aș spune eu, cei care sunt fermieri adevărați. Ce înseamnă asta față de de programul ce s-a constatat trecut, că au fost sprijiniți și cei care nu neapărat, nu erau adevărați? Nu că nu erau adevărat, dar ce se întâmplă, acest program a avut și unele greșeli inerente, poate că așa este orice început, dar învățând de aceste greșeli, programul pentru tinerii fermieri are câteva noutăți. În primul rând, se adresează celor tinerilor care sunt sub 40 de ani, ca și înainte de altfel, dar cei care au domiciliul stabil acolo unde este pe ferma, raza localității, unde are pământ, care au domiciliul stabil, care au o pregătire în domeniu, în general, care au pregătire în domeniu sau care își perfecționează pregătirea în 36 de luni conform programului după aceea, dar ca o măsură specială este faptul că acești tineri trebuie să nu aibă concomitent un alt serviciu. Ei trebuie deci preponderent să-și aloce timpul acestui proiect. Să se ocupe numai de aceste ferme. Suma a crescut, suma maximă este de până la 50.000 de euro și... Și micul fermier cu cât trebuie să vină de acasă? Sau... Nu, acest program nu este cu cofinanțare, este vorba de instalarea tinerilor fermieri, nu există cofinanțare. E și mai aici. Bine. Este... poate că o să mă repet în unele afirmații, dar ce se întâmplă... S-a trecut peste această greșeală, instalarea se adresa cui tânărului care se instalează definitiv la țară, nu cel care avea viza. O viză de flotant. Deci asta este un lucru important. Nu poate și nu ar trebui să aibă serviciu în altă parte, adică să fim pe înțelesul tuturor serviciul la Iași și să vină la fermă la Târgu Jiu și se acceptă totuși ca să aibă serviciu concomitent cu ferma pe care o deține, dar unde? Pe raza localității, a unității administrative teritoriale sau în zona limitrofă. Acum va trebui, după părerea mea, să se facă o precizare
a zice eu expresă, ce ar însemna limitrof, pentru că aici se va, probabil, în ghidul măsurii sau în bănesc proceduri, să fie în aceeași comună, spunea, nu că o comună, limitrof, la o comună sunt arătate mai multe sate, poate și asta, poate sau că o comună apropiată, se spune da. Limitrof, deci aici dacă, e există, da, dacă există o zonă industrială apropiată și este la câțiva kilometri sau la câteva zeci de, poate, nu știm exact, dar zonă limitrofă. Probabil că va fi făcută această precizare, nu e cazul să insiste pentru acest lucru, dar este o măsură care este accesată și pentru care există foarte multe solicitări. Vine cu puțină discriminare și vă întreb asta pentru că foarte mulți oameni din mediul rural se adresează dumneavoastră că vor să facă proiecte, dar poate au depășit cu câteva luni vârsta sau poate că au început la 39 de ani și 6 luni și atât de mult a durat proiectul să se întocmească încât a depășit și vârsta propice. Ghidul măsurii spune că vârsta de 40 de ani să nu fie împlinită la data când se depune proiectul. Să nu fie a doua zi, poate să împlinească 40 de ani, dar să nu fie împlinită cu o zi înainte sau în acea zi. Nu știu dacă este o discriminare, pentru că până la urmă viitorul este al tinerilor și nu cred că un fermier mai în vârstă ar putea să facă, să dezvolte atât de mult agricultura, pentru că există tehnologii. Mă rog, au experiența pe care nu are un tânăr. Au, și asta este. Eu accept, pentru că eu sunt tocmai la vârsta de care discutăm și poate că eu m-aș socoti discriminat atunci, dar nu mă socotesc așa, pentru că viitorul este al lor. Ei aplică tehnologii noi, învață și învață foarte ușor. Cei care sunt pasionați, cei care doresc să facă. Da, să nu uităm că asta se vrea și o impulsionare a trecerii de la oraș la sat, pentru că s-a depopulat în mod masiv, aș putea spune. Satele sunt depopulate, satele. Da, da. Dar există tinerii care au, să nu le spun, au pasiune pentru agricultură și am întâlnit destui și pe mine mă bucură lucrul ăsta. Chiar zilele trecute la Târgul pentru Agricultură la Indagra, am stat de vorbă cu câțiva tineri care m-au surprins efectiv ca la 28-30 de ani, după absolvirea unei facultăți de agricultură, să intri într-un domeniu atât de greu cum este pomicultura, în pepiniere, pomicule, să lucrezi efectiv, să faci contracte cu exteriorul și chiar să fie atât de... Am avut discuții și am fost surprins de capacitatea tinerilor de a se adapta și de a-și căuta locul în... Și agricultura este o oportunitate, pentru că trebuie să recunoaștem și... O ramură de bază a economiei, ramură... că ia uite, dacă ar fi mai bine, să spun așa, impulsionat acest sector și de către noi și de către guvern prin subvenții, poate lucrurile ar sta altfel și poate mai e un aspect. Se zice așa că parcă românului nu-i mai arde pofta de muncă. Asta referindu-se la toate terenurile și pământurile lăsate nelucrate. Da, poate că subvenționarea asta, deși este diferită față de Occident, e undeva la a treia parte din ce se subvenționează acolo, poate că le-a tăiat cumva pofta de muncă, dar nu este chiar așa, nu este adevărat. Lucrurile se reglează în timp. Trebuie să recunoaștem că agricultura și cred că nimeni nu mă poate contrazice, agricultura salvează România, indiferent de cum folosim acest slogan, că unii îl folosesc în alte scopuri, dar agricultura este cea care salvează România. Să nu uităm că ultimii ani agricultura României a avut creșteri importante și, ca să nu intru în detalii economice pe care nu le stăpânesc atât de bine, dar se vede că agricultura a avut rezultate și este... începe să devină performantă. Eu sunt preocupat de domeniul ăsta și am fost chiar anul acesta și am comparat. România face agricultură la parametri destul de înalți. Nu e greu, trebuie să recunosc așa cu oarecare, nu știu, să-i spun strângere de inimă, că Gorjul nu este, că suntem gorjeni, dar Gorjul nu este o zonă agricolă atât de însemnată. Cei care
merg și umblă să vadă agricultură performantă undeva în zona din sud, insula Marea Brăilei, Brăila, Bărăganu, apoi vestul țării, Câmpia de Vest, mai puțin zona asta de submontană în care, într-adevăr, s-au pierdut undeva, s-a pierdut și din tradiție și din pasiunea pentru agricultură, se așteaptă interesul, se așteaptă mult de la subvenții, s-au făcut și se fac destule, încă se mai fac greșeli, compromisuri, dar asta este o altă chestiune care nu cred că ar... face tema discuției noastre. Da. Dumneavoastră sunteți consilier în cadrul Camerei Agricole Gorj, dar totodată asigurați, să spun așa, zona Crasna. Acolo, practic, este serviciul dumneavoastră. Spuneți-ne cum se prezintă această localitate în viziunea proiectelor cu fonduri europene, dacă tinerii au fost și sunt interesați acolo să acceseze fonduri pentru așa ceva și în urma controalelor pe care le-ați efectuat la cei care deja au proiecte și au ferme sau, mă rog, pot spune că au o afacere agricolă de pe urma unui proiect, se stă bine sau mai puțin bine în zonă? Ca să nu fiu chiar atât de modest, trebuie să, sau ar trebui să fiu un pic mândru de ceea ce se întâmplă la Crasna. Crasna este comuna din Gorj care are accesat cele mai multe proiecte, atât pe măsura 141, cât și pe 112. Asta înseamnă că există un interes real, se și cunoaște, zona s-a dezvoltat, se face, se lucrează cu seriozitate. Eu nu numai că sunt acolo consultant la centrul local Crasna, Mușetești, Novaci, Bumbejiu, sunt preocupat pentru că sunt din zonă și asta este meseria mea și eu cred că mă preocupă. Revin la subiecte. Cele mai multe proiecte, pe ansamblu, avem undeva 700 de proiecte accesate pe comuna Crasna. Atât de multe? Pe cele două măsuri. Da, foarte multe, dar asta înseamnă că și tinerii în general, dar nu numai tinerii, pentru că pe măsura 141 nu s-a pus problema, numai problema vârstei. Și în special, ce s-a diversificat aici în domeniul Este vorba agricol? De creșterea animalelor în principal, pentru că este zona... Deci pe primul loc asta ar fi, creșterea animalelor. A prins un pic de să-i spunem, s-a dezvoltat un pic și cultura căpșunului, pentru pomicultură există un interes deosebit, se înființează plantații, sunt sprijiniți, eu fiind horticultor sunt aproape zilnic, dacă nu, sigur, în fiecare zi sunt întrebat despre pomicultură și păi cred că discutăm. Cei care sunt telespectatori ai emisiunii noastre știu că foarte multe emisiuni am făcut dumneavoastră și chiar ne-a arătat domnul inginer Gâdea cum am putea altoi un pom, pentru că nu e un lucru foarte greu, dar trebuie să știi să-l faci. Eu consider că zona Crasna este o zonă cu oameni harnici și se vede lucrul ăsta, cu oameni destul de mândri de ei și oameni care au avut de-a lungul timpului, se vede zona și sub aspectul turistic, sub aspectul, să spunem, economic, se observă că acești oameni sunt oamenii harnici, dar... În urma controalelor, ce ați depistat? Că mereu trebuie este, să mergeți este în control. Controlele, astea, spunem controle, noi nu facem controle. Mă rog, verificări. Da, noi nici asta nu facem, noi asigurăm consultanță pe toate temele care țin de agricultură. Nu numai proiecte, tot ce ține de tehnologii, de aplicarea lor, de modernizări, de fel de alte subiecte care îi preocupă pe eu nu le-aș spune neapărat fermieri, pentru că e greu să spui fermier cu un hectar sau două sau trei hectare, pentru că sunt suprafețe mici, agricultura este fărâmițată în Gorj, dar acești gospodari, îmi place să le spun că sunt gospodari de adevăratărea, acești gospodari reușesc să trăiască, să obțină niște venituri, să vândă din ceea ce este, din surplusul pe care îl au, pentru că atunci când ai o gospodărie cu 7 vaci, să spunem, în mod
obligatoriu, în mod obligatoriu trebuie să și vinzi, pentru că depășești cu mult necesarul pentru familie și lucrul ăsta se întâmplă foarte frecvent. Și atunci, dacă tot am discutat despre asta, am să le spun ascultătorilor că telespectatorilor că măsura 141 care a fost înlocuită prin noul program cu submăsura cu 6.3, submăsura 6.3 se referă la fermele familiare. Se consideră că ferma care a fost de subzistență pe măsura 141 s-a dezvoltat, acești fermieri și-au găsit deja, și-au dezvoltat un pic ferma, să le spunem așa, cum termenul nu este chiar atât de propice, dar gospodarii s-au dezvoltat și acum pot să treacă la un alt nivel. La un alt nivel, care ar însemna o fermă familială. Ce ar însemna asta, așa simplificat, cei care sunt membrii familiei, în asociere, lucrează și își produc și din ceea ce produc ei, mai și vând, și vând suficient ca să poată trăi. Pentru măsura asta se acordă 15.000 de euro, este o sumă care se... Și care nu era înainte? Care nu era înainte. Și această măsură înlocuiește pe 141, fermele de semisubsistență, dar se pleacă de undeva la un nivel superior, al nu se mai numesc UDE-uri și este vorba de niște criterii de performanță care se aplică de productivitate, de producție, de fapt, și se pleacă undeva, să zicem, dacă ar fi să dăm un exemplu, cel care se pleacă de la 8.000 până la 15.000 de euro, dar să zicem că pentru 8.000 de euro un gospodar, ăsta să-i spune, sau fermier, acum că este o fermă de familie, ar trebui să aibă pentru zona agricolă cu culturi, pentru cultura de câmp, cultura mare, ar însemna să aibă vreo 15 hectare de cultură. A oamenii, nu prea. Da, în general în zona asta nu, dar se poate merge, de exemplu, pentru 2 ari de solarii, cu legume în solarii, ceea ce este ușor de accesat. Mult mai și în felul ăsta am ajuns la subiectul care trebuia să-l discut, pe care nu l-am dezvoltat suficient. În zona de sub munte s-au dezvoltat și cultura de legume în solarii, deci în spații protejate, căpșunul în spații protejate, chiar există și mici, să nu le spunem suprafețe, dar până la 7-8 ari de plante ornamentale, chiar și la 40-50 ani de plante ornamentale. Există și adevărate culturi în Lovaci, chiar și la Cradna, sunt suprafețe până la un hectar de interesant, o de să plante ornamentale. Să le filmăm. Asta da. Înseamnă o preocupare pentru ce? Pentru înfrumusețare, pentru a da orașelor și satelor o nouă imagine, a arăta că se poate și da, se vede. Deja a luat amploare peisagismul, să spun așa. Se vede că există și în domeniul ăsta o preocupare, pentru că e un domeniu care aduce venituri. Și dacă se lucrează cu seriozitate, domeniul ăsta va fi de viitor. V-am ascultat cu mare interes vis-a-vis de aceste noi măsuri care vin odată cu sfârșitul acestui an, dar am constatat și un punct nevralgic. Spuneați că, da, iată, de la fermele de subsistență, acum vor fi niște ferme cu profit familial, dar știți și dumneavoastră la fel de bine cum știm și noi că valorificarea reprezintă o problemă. Și vă întreb atunci, este pregătită România, orașele, să preia tot ceea ce acest producător încearcă să producă cât mai ecologic, cât mai natural, ceea ce noi căutăm în magazine, marketuri, piețe și știu eu ce alte aprozare? Da, eu consider că suntem pregătiți pentru a prelua suficientă producție. Nu avem, nu producem atât cât pentru că tocmai aceste programe europene înlesnesc asocierea
există programe speciale pentru asociații, grupuri de producători care favorizează tocmai această producție de care aminteați, producția, să-i spunem, pentru depozite, pentru că există marfă și marfa e perisabilă și atunci, sigur, trebuie să formăm acele cooperative, asociații, grupuri de producători, diverse forme de organizare și tot ceea ce se produce să fie... Un depozit angro, practic. E necesar, și nu? Este, la fiecare sat. Și există multe sisteme, nu numai depozitul angro. Ar trebui depozite cu frigorifice, depozite... Sunt multe sisteme, dar sistemele asta, de... Au rămas oamenii cu lubenițele în câmp. Știți și noastră despre ce vorbesc. Da, și asta este... Partea mai grea a lucrurilor este că minusurile din agricultură. Există o teamă pentru asociere, pentru cooperative, pentru, nu știu dacă de teama fostei cooperativizări, pentru că în zonele agricole ale României se observă că nu mai există acele mejdini, haturi, nu știu cum să le mai spun, unde fâșia lui, cureaua de teren, nu se poate lucra. O agricultură performantă nu se face pe 6 metri, divizat, fărâmițat. Da, nu atunci... vedeți că oamenii nu se mai înțeleg între ei? Este și acesta un aspect, nu se înțeleg, rudele între ele, da, da, dar, pe o suprafață de teren, dar minte cu vecinii. Da, dar există programe anume care se ocupă în acest, în PNDR-ul 2014-2020, care înlesnesc aceste finanțiate, aceste asociații, grupuri de producători. Toate aceste forme de organizare primesc punctaje pentru selecție și chiar sunt programe anume pentru aceste... pentru aceste forme de organizare. O altă întrebare importantă. Rămân fonduri neaccesate din aceste motive, că românul nu poate să întrunească toate aceste condiții impuse de proiect? Nu cred că s-ar pune problema. Până acum s-a luat la blan așa tot ce a trimis Uniunea? Da, eu vă pot răspunde că până undeva, până prin luna iulie, s-au accesat cam un procent de 80%. Ce înseamnă lucrul ăsta? Poate mulți o să zică, da, domnule, nu sunt suficient de realist ca să îi explic de ce așa și ce domnule, m-ar întreba poate cineva, ce domnule, spui 80%, dar voi faceți selecție, voi, e vorba de APDRP-ul sau noi care ne ocupăm, se face selecție și jumătate poate din programele de anul trecut au picat, din proiectele de anul trecut. Ceea ce se știe, da. Se știe că s-a făcut selecție și atunci de ce? Pentru că nu se pune problema așa. Agricultura a absorbit aproape totul. Dar se spune, noi discutăm în termeni reali, undeva la 80%, pentru că toate aceste programe au avut o durată de 3 ani, 5 ani, de 5 ani. Ele sunt făcute pe 5 ani. Da, au câteva termene, așa. Și atunci se mai pierd banii pe parcurs, în sensul că nu au dus programul la capăt. Și această returnare a stației... Unii au fost nesinceri, că se știe povestea cu apicultorii care făceau apicultură, dar n-aveau stupii și așa mai departe. Dar nu trebuie să exagerăm pe acest domeniu, pentru că eu cred că este o exagerare. Agricultura se face... Da, bine să se știe ca să nu se repete. Da, sigur, mă referam la faptul că în ultimul timp, tot datorită acestor exagerări, să le spun eu nu altfel, să nu mă exprim mai dur, aceste verificări, controle, tot felul de presiune asupra fermierilor, reclamații, sigur, asupra fermierilor, răutății, micile răutăți care se fac dacă cineva a făcut și nu e ușor să faci agricultură. Mai bine îi dau un cap decât să fac și eu ca sigur, el, nu? Nu e ușor să faci agricultură și dacă a avut un mic proiect din ăsta, a accesat un mic proiect și are curtea plină de animale, omul ăla nu are liniște. Dar cel care are liniște vecinului se simte cumva nedreptățit el care nu muncește și atunci face reclamație, dar să ne întoarcem la... Nu cred că este bine și nu cred că aceste programe pe agricultură și agricultura nu este făcută de DNA sau de alte, să nu spun alte, nu știu, alte forme de, să le spun, de represiune cumva, pentru că agricultura trebuie făcută de către fermieri și de către specialiști. Și pentru consumator, da. Pentru consumator, avem niciodată... un prim mesaj. Da.
O doamnă vă întreabă, zice, am și o întrebare pentru apicultorii care au 50-60 de familii de albine, care au serviciu, nu se mai dau fonduri europene, dacă nu avem serviciul anul acesta, cu ce să trăim? Vă mulțumim pentru mesaj, doamnă. Da, e greu de răspuns la această întrebare. Vedeți, este perioada când se pot face, asemenea interpelări, se pot face la APDRP, la fostul APDRP, la AFIR, sau la Ministerul Agriculturii. Este exact perioada în care ar trebui făcute toate aceste sesizări. Sigur că este puțin când ai 50 de familii de albini, este foarte puțin să spui că accesezi fonduri europene. Pentru că la 50 de familii de albini, nici pe vechea măsură, abia pe 1.41 ai fi avut, dar și acolo era destul de complicat și eu nu aș mai, dacă ar fi să se mai reia o dată programul, măsura 1.41, eu nu aș mai sfătui pe nimeni să o acceseze, pentru că a fost greoaie, suma a fost mică, 1.500 de euro pe an, timp de 5 ani, verificări peste, nu de verificări, dar prea multă birocrație, da, și da, prea multă... Și noi că s-a cerut inclusiv o înregistrare a fiecărui dar stup, e foarte, un număr, e mult, nu, asta este, e stuparii, puțin hai să spunem că n-au făcut miere de albine așa cum da, și-au sunt și condiții cum a fost anul apicol, anul greu, 2014, da. în care nu a existat producție în apicultură. Dar, 2013 a fost mai bun și pentru fructe și pentru albine. Da, a fost dar... un ansamblu mai, mult mai bun 2013. Dar să revin la această problemă. Cu 50-60 de familii de albine nu te numești chiar așa un fermier. Bun, te încadezi și undeva la semisubsistență. Iar dacă întrebat, mai ai și servici, dacă mai ai și servici, în mod sigur nu poți să nu mai ai dreptul să accesezi, pentru că există un serviciu. Da, se poate cupla, de să ai 50-60 de stup, să mai ai da. câteva aceste, să mai ai câțiva poți, perfect, poți da. Să faci ceva? Da, trebuie ceva explicat mix. Și lucrul ăsta și în general se știe că de 4-5 ani de zile de când se fac aceste programe, fermierii, să spun, gospodarii au înțeles cum se procedează. Nu există programe pure pentru apicultură, pentru pomicultură, sau există un program mixt. Tot ce este, ce a avut în gospodărie fermierul, gospodarul se respectiv, se ia un punctaj, punctează, nu? Se punctează și se cumulează aceste punctaje. Producția vegetală și producția animală merg împreună și se face punctajul. La fel se merge în continuare pe programul 2014-2020 cu o specificare pe care trebuie să o fac totuși, că există un program special pentru pomicultură, pentru a ajutora pomicultura, pentru că dacă în viticultură s-au făcut pași mari, în celelalte sectoare, în legumicultură și în pomicultură, aproape deloc. Se vede gorjul în ce ruină are pomicultura, gorjul care era printre cele mai dezvoltate în ceea ce privește pomicultura. Și asta tot de când a luat omul pământul înapoi, adică dacă era o fâșie de pom fructifer, nu mai există da, acum? Da, tot, sau ce să înțelegem? De ce nu mai e? E mult de explicat, dar ca să încerc să fiu mai scurt, de la fermele bine organizate, de la stațiunile, de la IAS-uri, CAP-urile chiar, care aveau fermele organizate, în care se făcea tehnologie și care aveau specialiști și se ocupau de producție în mod serios, am ajuns ca să avem fâșii de teren care au fost delăsate, pomii s-au degradat, au intrat, au vârsta, deja sunt 25 de ani de la Revoluție și atunci sigur că... Când trebuie să-i întinerești? Apropo, că poate în orice, lume... O plantație economică ar trebui desfințată la 15 ani după ce a intrat pe rod. Pentru că după aceea intră în declin și nu mai este rentabilă. Așa se lucrează, așa trebuie să fie. Oare nu-i mult 15 ani, având în vedere că românul agricultor nu tratează pomul exact așa cum știți dumneavoastră să faceți? Sigur, cei greșelile pleacă, care sunt de specialiști. Toate sunt de la tehnologia care nu se aplică. Și atunci cheltuielile sunt mari, au fost mari cheltuielile, producția n-au mică, avut producția mică, nesigură, nefiind... există multe lipsuri în acest domeniu, dar programul PNDR-ul 2014-2020 are o măsură specială pentru sprijinul pomiculturii și acest program se referă la investiția în pomicultură, la refacerea plantațiilor și cred că va fi un program de succes. Așa cum a fost și
programul din viticultură. E o specie anume sau nu contează ce pom fructifer? Pomicultura, pomicultura înseamnă tot ce înseamnă pom fructiferi și pom și arbori fructiferi, nu o specie anume. La fel va fi în acest program, în 2014-2020, va fi sprijinită, pentru că sunt niște domenii prioritare. Un alt domeniu va fi legumicultura, în care, iarăși, legumicultura s-a făcut și se face în România, dar trebuie mult mai mult sprijinită. Pe spații sprijinită. Reduse, exact ce spuneați dumneavoastră, pe solarii, cel mai mult. Nu mai se face în câmp. Sprijinită, da. Nu mai crește ardei în câmp decât așa pentru consum propriu, să știe lucrul ăsta. Vorbeați de pomicultură și haideți să rămânem puțin în sfera aceasta, că poate cineva interesează să-și facă un proiect în acest domeniu, poate are teren mare și resurse și financiare și fizice, că atunci când începi un proiect în agricultură, trebuie să ai și o condiție de sănătate extrem de bună. Care sunt pomii care se pretează? Pentru că nu poți să plantezi, numai cireși sau numai corcoduși. Da, trebuie să te axezi pe ceva ce știi că ți aduce și profit, ce se caută la piață. Da, trebuie să lămurim câteva aspecte atunci. Reconversia în pomicultură, care programul care urmează să se deruleze, nu are niște specii anume, dar trebuie să ținem cont că s-a făcut și încă mai este în România fosta raionare a pomiculturii, se spune zonare, ca să fie pe înțeles, să fie mai clară, zonare a pomiculturii. Asta înseamnă că există zone favorabile unei culturi, și atunci, ca să exemplificăm, zona submontană, zona subcarpaților nu este favorabilă culturii piersicului și caisului. Deci, clar. Zona asta e clar, zona asta este undeva în sudul țării, la fostele mari plantații de la Sadova, deci, Corabia, Murfastlarul, zona Constanța, deci pentru că această specie necesită căldură și lumină. Și atunci ne întoarcem și în zona noastră, trebuie să cultivăm mărul, părul, prunul, probabil, care este în zona lui și sigur că nu sunt excluse nici celelalte specii, dar pe spații mici, pentru gospodăriile populației. Te-ați văzut acum se merge pe ceva mai exotic și nu numai, sau pe culturi mai nonconformiste. Sunt cultivator de cătină, sunt cultivator de migdal. Da, am să explic și lucrul ăsta cumva din punctul meu de vedere. Totul pleacă de la interesul pentru ce? Pentru câștig. Pentru că nu se face nimic la întâmplare, da? Este poate interesul trebuie pentru câștig. Să te uiți atunci, un pic și pe piață ce merge, și nu atunci, să faci un da, și asta, dar nu neapărat piața, eu cred că se pleacă de la altceva, se pleacă de la accesul la internet, de la informația pe internet pe care o primești ușor și atunci există acea tentație, cum câștig, cum reușești să primești, să câștig mai repede. Și atunci s-a ajuns la această idee, din punctul meu de vedere, nu prea fezabilă, că trebuie să cultivăm aronia, gojii și alte, multe alte plante exotice, ceea ce nu recomand, pentru că nu suntem, abia dacă suntem în stare să, ce să facem, să ne ocupăm de culturile noastre tradiționale, de pomicultura noastră, să-i spunem oarecum clasică. Nu cred că suntem în zonă, nu putem concura noi zonele cu clima favorabilă acestor culturi de care aminteam. Nu o să ajungem noi și niciodată nu o să cultivăm cât am vrea noi să credem că ne deșertificăm și că se întâmplă. Nu se întâmplă chiar așa de repede, încât să ajungem noi să cultivăm lămâiul, portocalul, citricele în România și să-i concurăm pe cei care fac treaba asta de-a lungul timpului. Dar există această tentație. Și pe de altă parte, există un interes mai mare în ultimul timp pentru cultura de cătină, care într-adevăr este în zona ei și care sunt poate... Sunt confiată, adică smochinul iar merge sigur, bine. Și asta sunt, dar sunt supraviețe. În schimb, se merge și se înființează plantații de arbuși fructiferi, adică de coacăz, agriș, murfă, răspin, și chiar această cătină care este folosită mult în farmacie și
Și cosmetică, da. Deci cosmetică chiar, are utilizare și care... Tocmai de asta v-am întrebat. Dar e o problemă cu desfacerea, pentru că de asta discutam. Întotdeauna când înființezi o plantație sau când vrei să faci, să produci ceva, te gândești ce faci cu produsul. Unde? Ai desfacere? Nu ai. Aici problema este a depozitării, a livrării. E un flux care la noi este deficitar. Nu e... așa de simplu să te trezești că ai tone de producție într-un an, să zicem, și nu ai contracte și nu există o garanție că ceea ce produce și livrează. Noi avem exemple destule, așa am procedat și am greșit cu creșterea melcilor, cu creșterea struților în România, pentru că atâta timp cât noi nu suntem prin tradiție consumatori de melci și sigur greu, că degeaba producem dacă acel se contract... Se comand la restaurant asta, sigur, da. Și contractul pe care îl facem noi cu exteriorul nu are garanția statului. Nu este, cine ne garantează? Facem un contract între niște firme private. Cine îmi garantează și dacă nu vine să-mi preia, fac un contract cu o firmă din Italia, de exemplu. Și dacă nu m-a preluat, așa în felul ăsta, sau fermele de melci au fost închise sau... toate aceste afaceri cu melci a picat în România, ca să nu intru în toate amănuntele. Și nu cred că e recomandabil să ne apucăm să cultivăm aronia, gojii și alte. Da, în spații limitate, da. Dar nu ca să facem din asta o... Iată încă un mesaj. Dețin aproximativ un hectar de pom fructifer puși și altoiți de mine. Pot accesa proiecte? Vă mulțumim pentru mesaj. Da, dar nu este suficient. Pentru că punctajul pentru măsura cea mai mică, pentru măsura de 15.000 de euro, se pleacă la mai mult de la un hectar. Nu este suficient. Dar complexat cu ceva zootehnie, cu ce are gospodărie, mai aveți cu alte culturi, se poate. Și cu un hectar, se poate pleca de la un hectar, pentru că este se poate pleca în programul de reconversie a pomiculturii. Pentru că... Asta ce înseamnă pe înțelesul tuturor? Asta înseamnă că undeva, ca să nu... Programul este în faza de proiect și atunci nu toate datele nu sunt definitive, să le spun așa. Să nu sunt elaborate, da, așa. Și atunci eu vă spun ceea ce se știe și cred că până la urmă așa va rămâne. Undeva suma va fi la 200 de milioane banii vechi, sigur, vorbind în 200 de milioane de lei, care se dau pentru un hectar de pomicultură. Asta ce înseamnă? Aici este inclus materialul de plantat și chiar și împrejmuirea. Da, păi a spus, chiar, iată că sunt altoiți, sunt, da, omul s-a ocupat sigur, de... alte amănunte, celelalte amănunte, procedurile care sunt destul de asta stufoase de la noi... Dar ce l-ați sfătui pe, da, pe domnul poate, care n-a poate să dânsul poate să se ocupe și dacă este preocupat un hectar de pomicultură, ar putea să aducă destul profit. Chiar dacă dânsul așa a altoit singur plantația, pomii ăștia, înseamnă că este un gospodar preocupat de pomicultură și sigur că va reuși să facă ceva. Să ne chemăm și pe noi să o filmăm atunci. Da. Da. Mai sunt doar 5 minute din această emisiune. Iată că timpul a trecut. Niciodată nu discutăm atât cât ne propunem noi cu invitații noștri, pe care îi aducem așa cu interes pentru dumneavoastră. N-am vorbit despre agroturism. Pentru că exact ceea ce spuneați dumneavoastră, că dacă Gorjul stă nu așa de bine la unele capitole, ei, la turism stăm bine, că e un județ foarte frumos, are ce arăta lumii din România și de peste hotare. Da, aveți dreptate. Proiecte aici? Chiar și aici există sume mari prevăzute pentru aceste programe și chiar față de programul trecut se ajunge la o subvenție, nu să-i spunem subvenție, contribuția, până la urmă contribuția personală este la 10%, 90% sunt bani pe care îi primește cel care, beneficiarul de proiect, îi primește de la Guvernul României și Uniunea Europeană. Programele pe agroturism sunt
foarte solicitate în țară și se și vede lucrul ăsta. Oriunde ai merge în România, întâlnești sute de pensiuni, zone foarte frumoase, rustice, foarte dezvoltate, foarte dezvoltate și chiar din nou vorbeați... aducem preșurile bunicii acasă, da. Recurgem la, da. La tot ce însemna... Chiar... tendință de folclor. Da, mergem în zona... cafeaua acum în ceșcuțele de lut. Deja ne întoarcem la tradiție. Sigur, dar dacă plecăm de undeva de la Vaideni, să zicem de la granița cu Vâlcea, de la Vaideni până la Baia de Aramă, pe toată zona submontană întâlnim zeci și zeci de pensiuni, care mai de care mai frumoase cu să nu ne dați zone. Nume, dar la Crasna aveți cu ce vă mândri? Sunt da, pensiuni? Da, 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 putem da, avem, veni într-un weekend să ne simțim la bine? La Crasna avem undeva la 12-14 pensiuni. Sunt ele promovate atât încât, iată, nici eu nu știam că sunt atâtea. Sunt destule și sunt chiar în lucru. O să treceți și o să vedeți chiar de la Șoseaua Națională, se lucrează chiar în momentul ăsta la 3. Deci da, 3 destul de interesant. Mari. Una, ca să nu face reclamă neapărat, chiar la intrarea nu, în Crasna și apoi sunt destule... Și este interes mare pentru așa ceva, pentru că zona este căutată și apreciată. Este adevărat și mai ales în perioada iernii, când se știe, tot omul vrea să evadeze din oraș și să meargă să-și petreacă sărbătorile iernii unde, altundeva decât în natură, sunt mai mult decât binevenite. Iată, am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Care ar mai fi sfaturile dumneavoastră pentru telespectatorii noștri care vor să acceseze proiecte, iată, pe măsurile care vin acum, cu elementele de noutate care am apucat noi să le spunem acum? Ca să sintetizează, încadrăm repede, în dacă timp, scoate, să sintetizăm, din emisie așa, orice informație poate fi primită la Camera Agricolă Județeană, la consilierii care există în unele comune, pentru că nu tot județul are acoperire cu cadre specializate pe consultanță și informația există, se găsește ușor și pe internet. Aceste programe vor demara cât de curând, dar ca să facem niște recomandări concrete, directe, referitoare la agricultură, eu aș spune gospodarilor că toamna se numără bobocii, dar nu numai asta, trebuie să avem grijă după ce am cules totul, să pregătim anul următor. Ce ar însemna asta din punctul meu de vedere, ce aș sfătui, ce aș recomanda gospodarii să facă în plantațiile de pomi, să se strângă resturile vegetale, frunzele, să grăbleze, să curețe, pentru că de aici pleacă multe alte probleme de care discutam, că pomicultura a îmbătrânit și este în ruină, cum se vede. Deci ar trebui făcută o curățenie totală în pomicultură, adică curățirea de resturi vegetale. Apoi, urmat, în perioada următoare, după ce au căzut total frunzele și timpul este favorabil, o îmbăiere făcută cu zeamă albastră, sulfat de cupru, 3%, la toate speciile pomicole. Este necesară ca să încercăm să redăm plantațiilor, cele care sunt încă pe rod și care sunt viabile, să reziste și să putem să discutăm despre pomicultură în continuare. Asta este în prima urgență. Apoi vin tăierile de rărire și fructificare și celelalte la fel în legumicultură și în celelalte sectoare ale agriculturii. Telespectatori se pot adresa, exact cum spuneați, Camerei Agricole. Noi aici punem punct emisiunii, că iată, vine alta peste noi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați trimis aceste mesaje și sperăm noi că și răspunsul au fost pe măsură. Vă spun acum mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc în continuare vizionare plăcută. La revedere!